organizată nu de mine, ci de sora mea. Din păcate, ea nu a putut să o facă, a făcut-o mult mai bine decât mine, chiar cu mentorul cu ajutorul Irenei. Dar, în absența surorii mele, fica ei, Julicom, ne-a ajutat enorm și o văd să vină în mulțumesc de la tine. Să vorbesc astăzi seară și să spunem că am să improvizez un pic. Mă bucur că pot să mă exprim și vă mulțumesc tuturor că ați venit aici. Pentru mine este un moment foarte important pentru că nu doar Doina a plecat, dar și mama mea a plecat în 2016 și într-un fel este ceva pe umerele mele, pot să spun că am și trebuie făcut ceva. În această ocazie am încercat să particip și să dau cele mai multe obiecte, texte. Există o mulțime și cred că mai trebuie încă mult lucru pentru, mă scuzați pentru limba română, pentru a reuși să transformăm memoria, pentru că mi se pare că este foarte important să vorbim de trecut, dar este foarte important să folosim trecutul în momentul prezent și în viitor. Și cred că avem aici foarte multă materie, valori, principiuri și modeluri, să facem ceva. Pentru că este important să, adică este normal să o idealizăm pe Doina, dar este foarte important să încarnăm fiecare ce a fost Doina. Și sper ca această expoziție, această energie care transpare din arta ei, din lecturile ei, pentru că sunt și multe referințele personalele ale ei, printre care Vladimir Dica, Monseñor Vladimir Dica, care este o mare inspirație pentru Doina, Steinhardt, Noica, Simone Weil, oameni exemplari, să-mi spun sfânți, de care fiecare trebuie să ne dăm seama că dacă au făcut ce au făcut, l-au făcut ca să ne arate că putem fiecare să facem asta. Adică sfinția o avem fiecare înăuntru. Și suntem într-o perioadă în care acțiunea este foarte importantă. Să vorbim, să studiem, să bine, dar trebuie să aflăm. Fiecare știm ce trebuie să facem, asta este adevărul și este relativ la fiecare. Știm ce nu facem bine și știm spre unde trebuie să mergem ca să reconstruim obișnuințe, habits, bune. Și sper să, ca fiecare eveniment care este legat de memorie să ne ajute să ne reamintim și să ne motivează să facem ceva. Vă mulțumesc!